Fiecare primărie va decide însă cuantumul majorării, iar la Cluj autoritățile locale speră să poată menține nivelul impozitelor cât mai scăzut. Există niște marje prevăzute în cadrul legal general care permit autorităților locale o creștere a impozitelor de la 1% până la de 10 ori mai mare. Ca procedură în trecut, acolo unde au existat marje de creștere la dispoziția autorităților locale, întotdeauna Cluj-Napoca a mers pe marja cea mai de jos. Noul cod fiscal aduce cea mai mare creștere de impozite pe clădiri din ultimii 25 de ani. Cele mai mari dări le vor avea însă firmele și persoanele fizice autorizate. Clujenii nu văd deloc cu ochii buni noile prevederi. Nu sunt de acord, să știți. De ce? Pentru că și așa firmele care au sediu acasă și așa plătesc enorm de mult. Da. Și eu lucrez astăzi de firmă la care sediu este acasă și știu că câte impozite plătește. Descurajăm economia, clar. Deci nu e o taxă care trebuie pusă și ar mai trebui încă scoase multe taxe pe care noi le avem. Noile impozite se vor stabili și în funcție de starea clădirilor. Astfel, dacă imobilul nu a fost modernizat în ultimii 5 ani, impozitul ar putea crește chiar de 20 de ori.